Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre Molia colibri. Cunoscută ca Molia colibri sau fluturele coadă de porumbel, este o specie de molie din familia Sprengidae. Poartă denumirea științifică Macroglossum stellatarum. Poate fi întâlnită în toată Europa și în partea caldă a Asiei de Sud. Se găsește și în România. Proboscida lungă și modul în care zboară, împreună cu zgomotul său viguros, fac această specie foarte asemănătoare cu o pasăre colibri, mai ales când se hrănește din flori. Mai este cunoscută și cu denumirea Molia sphinx. Această insectă a fost descrisă prima dată de Carl Linnaeus în anul 1758. Moliile din familia Sprengidae sunt cunoscute sub numele de molii de colibri în Statele Unite și molii de albine în Europa. Acest lucru provoacă uneori confuzie între această specie și genul nord-american. Molia colibri poate fi văzută cu ușurință în grădini, parcuri, pajiști, tufișuri și margini de pădure, unde cresc plantele sale preferate, caprifoi sau valeriană roșie. Aceste molii, împreună cu alte molii, fac parte din familia Sprengidae, deoarece se credea că larvele lor seamănă cu sfinxul egiptean. Adultul este înzestrat cu două perechi de aripi gri, pe care este înscris un model de cruce, iar partea din spate este un chenar întunecat pe un fundal portocaliu. Dimensiunile aripilor extinse ajung până la 5 cm, iar lungimea corpului poate ajunge sau chiar depăși 5 cm. Au o bătaie a aripilor foarte rapidă, cu mult peste media celorlalte molii sau fluturi. Burta este decorată cu fire de păr tip perie, iar coada seamănă cu a unei păsări. Acesta este motivul pentru care mai este cunoscută și sub denumirea de Molia șoim. Au corpul masiv, aripile sunt lungi și subțiri, iar perechea de aripi anterioară este mult mai lungă decât perechea posterioară. Au două antene foarte lungi, iar corpul are un ornament caracteristic care seamănă cu scoarța copacilor. Zborul lor este foarte rapid și au peste 50 de bătăi de aripi pe secundă, acest lucru făcând un zgomot destul de serios. Are un ochi foarte mare pentru o insectă și destul de ciudat. Seamănă foarte mult cu ochiul unei păsări. Au o trompă numită proboscis pe care o folosesc la culesul nectarului din flori. Trompa sa este lungă de aproape 28 de mm. Preferă florile care au corole în formă de tub. Zboară în timpul zilei, dar și la amurg, în zori și chiar în ploaie. La fel ca multe insecte mari, se bazează pe organele lui Johnson pentru informații de poziționare a corpului. Abilitățile vizuale ale acestei molii au fost studiate pe larg și au demonstrat o abilitate relativ bună de a învăța culorile. Au un sistem vizual tricomatric. În fiecare an se produc între 2 și 4 cicluri de puiet. Iernează ca adult într-o crăpătură printre stânci, copaci sau clădiri. Spre deosebire de alte molii, nu au dimorfism sexual la mărimea antenelor. Ouăle sunt de culoare verde pal, sferice, cu un diametru de 1 mm. Se spune că ar arăta ca mugurii florilor plantei gazdă Galium. Ele eclozează la 6 până la 8 zile după ouat. Femela poate depune până la 200 de ouă, fiecare pe o plantă separată. În stadiul de larvă va trăi în jur de 20 de zile. Este extrem de activ chiar la temperaturi foarte joase în nordul Alpilor sau nordul Caucazilor. Au fost găsiți însă și în zone unde temperaturile au fost și de 45 de grade Celsius. Cu toții știm că albinele melifere polenizează florile și deși am văzut bondari, viespi, fluturi și alte insecte pe florile noastre preferate, poate nu am conștientizat că rolul lor este identic cu cel al albinelor. Molia colibri este o altă insectă care dă un mare ajutor omului prin polenizare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!